În lupta cu căldura, trei români au decis să folosească o metodă inedită de răcorire. Aceștia au transformat un cavou într-o piscină și au făcut acolo baie. Mai mult de atât, indivizii au publicat imaginile pe o rețea de socializare. Temperaturile caniculare din ultimele zile îi fac pe oameni să găsească tot felul de soluții pentru a se răcori. Este și cazul unor tineri care s-au filmat în timp ce se bălăcesc într-o piscină improvizată în cimitir. Conform știri de cluj.ro, bărbații au umplut groapa cu apă și s-au scufundat în ea. Cei trei și-au filmat isprava și au postat-o pe TikTok. În imagini se poate observa cum bărbații nu au nicio problemă cu faptul că se răcoresc într-un cimitir printre morminte. Ba chiar par să se distreze în contextul macabru creat. Și când mor, am valoare, a scris persoana care a publicat imaginile sinistre. Deși bărbații au fost întrebați în secțiunea de comentarii de unde sunt, aceștia nu au oferit niciun răspuns curioșilor. Clipul urcat pe rețelele de socializare a ajuns viral, adunând peste 82.000 de vizualizări, mii de aprecieri și sute de comentarii. Unii utilizatori s-au amuzat pe seama imaginilor, în timp ce alții și-au exprimat revolta. Conform observatornews.ro, tot în acest sezon estival, 10 bărbați din județul Argeș au amenajat o piscină în bena unei autoutilitare și au început să se scalde în aceasta, în timp ce autovehiculul circula pe străzile localității Bogați. Un echipaj de poliție a tras pe dreapta autoutilitarea, iar toți cei 10 au fost amendați cu câte 200 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Bărbații au pus o prelată în bena unei autoutilitare folosite în mod normal pentru transporte de marfă, au umplut bena cu apă, s-au echipat pentru plajă și au început să se scalde.